Bună, Cambi, bine ai venit! Salut, Cătălina! Care e cea mai mare teamă ta? Să rămân singură într-o casă pustie. Ce meserie ai avea dacă ai renunțat la actuala meserie? Dacă nu aș mai fi prezentatoare de știri din sport, cum sunt acum, cred că aș merge pe diplomație. Mi-ar plăcea să lucrez în diplomație. Eu am studiat facultatea de drept, am terminat facultatea de drept și mi-a plăcut foarte mult dreptul internațional. Așa că probabil că aș merge cumva în direcția asta. Cred că ți s-ar potrivi, cred că puteai să faci în zona asta. Ce ai face dacă ai ști că e ultima ta zi de viață? Aș pleca într-o călătorie. Îmi place foarte mult să călătoresc și cred că ar fi cel mai frumos mod de a-mi petrece ultima zi. Aș cunoaște locuri noi, aș vedea lume nouă, aș trage aer curat în piept, probabil. Ce ai schimbat la tine? Ai schimbat ceva? Da. Am defecte. Dar cel mai mare, mi-ar plăcea să nu mai fiu așa de furtunoasă, ca o furtună. Să nu mai fiu impulsivă. Da. Care e cel mai valoros lucru pe care îl ai? Creierul. În ce ai vrea să te reîncarnezi dacă acest lucru ar fi posibil? Într-o pasăre. Îmi place... Zburat? Da, eu sunt cu zborul, cu avionul. Da. Dar îmi place ideea de libertate. Okay. Atunci când văd o pasăre, ea poate să zboare oriunde, practic. Corect. Se poate înălța oricât de mult vrea ea. Așa mi-ar plăcea să fiu și eu. Super frumos. Da. Ce detești cel mai mult la oamenii din jurul tău? Minciuna. Okay. Nu îmi place, nu accept, greu accept oameni care să mă mintă. Vreau sinceritate, pentru că eu sunt sinceră și atunci cer și de la celălalt același lucru. Da, autentică. Da. Da. Ce talent natural ai vrea să ai? Nu știu să înot. Au încercat mulți să mă învețe să înot. Nu știu să înot. Nu, dacă e cineva care crede că ar putea să mă învețe să înot, îl aștept, o aștept. Până acum, cine a încercat să mă învețe să înot, nu a reușit. Nu sunt făcută pentru înot. Deși, da, mi-e frică de apă, deși îmi place să mă bălăcesc în apă. Măi, bunicul meu mi-a dăruit la un moment dat o ediție Princeps de poezii de Mihai Eminescu, vorbesc foarte serios, pe care și-a pus și semnătura. Și în momentul în care mi-a dat respectiva carte, respectivul volum, mi-a zis așa, ai mare grijă de volumul ăsta, pentru că este o ediție limitată și cartea asta este specială. Am reușit să o pierd. Nu știu unde e, nu o mai găsesc. Am căutat-o și acasă la părinții mei, i-am sunat și pe prietenii mei cu gândul că poate am împrumutat-o și am uitat. Nu reușesc să dau de acea carte. Așa că dacă cineva mi-ar da șansa să caut într-o cutie cu obiecte pierdute, uite, cartea asta aș vrea să o găsesc, să o am din nou. Da. Da. Ediția dată de bunicul meu, da. Foarte frumos. Da. Foarte frumos. Care e cel mai nasol lucru la a fi adolescent, la a fi adult, pe care adolescenții nu le înțeleg? Cred că în adolescență nu suntem atât de asumați, nu suntem atât de conștienți de responsabilitățile pe care le are un adult. Ok, le știm în teorie. Dar nu ne dăm seama de fapt cât de important e să duci până la capăt o treabă. Nu ne dăm seama de cât de greu este să ai responsabilități. De-abia când te lovești de ele, realizezi ce înseamnă să îți asumi niște lucruri. Nu ne dăm seama că azi ești, mâine poți să nu mai fii. Nu ne dăm seama că lucrurile se pot schimba într-o secundă. În adolescență, zic. Odată ce devii adult, cred că realizezi mult mai bine toate lucrurile acestea și se schimbă treaba. Da. Ce obiect care să-ți poată schimba viața ai putea cumpăra cu 100 de euro? Un bilet de avion doar dus la Madrid. Aș rămâne acolo. Mi-ar schimba viața. Da. Da. Madrid e orașul tău preferat? Orașul meu preferat și locul unde m-aș muta, nu azi, ieri. Ce frumos! Când ai dat-o în bani?
afară profesional cel mai mult? Sau cel mai tare? N-am prea dat-o în bară. Am mai făcut greșeli. Bâlbe, nu mi-a ieșit un cuvânt, nu știu. Ușoare. O repetiție, da, ușoare, nu. N-au fost, din astea grave nu au fost și sper să nu fie. Cred că este coșmarul oricărui jurnalist, prezentator, să existe o astfel de situație. Până acum nu. Ok, ai și norocată. Cred că dacă te pregătești conștiincios pentru ceea ce urmează să faci, pentru, în cazul meu, știrile pe care urmează să le prezinți, nu ai de ce să faci greșeli. Trebuie efectiv să-ți faci treaba, să muncești, să fii conștiincios. Atât. Sună bine. Na, și corect, și real, da. Și adevărat. Da. Muncește și nu cred că o să dai peste situații de genul. Cel puțin nu o să ți le faci tu cu mâna ta. Da.